Proiectul de lege instituie măsuri de protecție animalelor utilizate în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale. Este foarte bine să începem să adoptăm și față de animale o atitudine civilizată, naturală, a spus deputatul Varujan Pambukcian. În expunerea de motive, guvernul a arătat că utilizarea animalelor în proceduri, adică în experimente, nu trebuie să reprezinte un pericol pentru biodiversitate. Întrucât folosirea unor metode neadecvate pentru uciderea animalului poate provoca durere, stres și suferință semnificativă, animalele trebuie să fie ucise numai de o persoană competentă folosind o metodă adecvată specii, a precizat inițiatorul. Proiectul de lege a fost adoptat în acest an și de Senat, forul decizional fiind Camera Deputaților.